Testele pentru depistarea anticorpilor la COVID-19 s-au infiltrat rapid prin farmacii, asemeni unui test de sarcină și cu o procedură ca la testele pentru glicemie. Costă între 50 și 140 de lei și în farmaciile din Iași există astfel de autoteste, iar o parte dintre ele au fost deja achiziționate. Rezultatul testului este disponibil în 15 minute, iar testul poate fi comercializat și în mediul online. Procedura de testare este asemănătoare cu cea de la testele pentru glicemie, dar se aseamănă foarte bine și cu un test de sarcină. Pot fi utilizate oriunde și de către oricine, nu necesită echipament special sau personal de specialitate. Medicii spun că astfel de teste ar putea fi folosite pentru testarea în masă a personalului medical, polițiștilor, agenților vamali și de către toți cei predispuși la contaminare cu noul coronavirus. Prețul unui test ajunge până la 140 de lei, iar acestea au început deja să se comercializeze atât printre farmaciști, distribuitori, cât și în mediul online. De la începutul acestei pandemii am spus că aceste teste serologice pot fi utile. Sensibilitatea și specificitatea sunt de peste 90%, așa că mecanismul de depistare precoce, de a utiliza în masă, sunt foarte eficiente. În plus, au niște avantaje incontestabile. Sunt ușor de făcut, este ca un test de glicemie. O picătură de sânge se pune pe o lamă, dau rezultatul extrem de rapid, așa că persoana identificată în faza acută poate fi izolată imediat. Nu ne trebuie aparatură sau personal specializat. Și uitați-vă și dumneavoastră câte erori s-au întâmplat pe durata transportului sau prelucrării la PCR. Se pot face oriunde. Aici, în fața UPU-ului, se pot face. Se pot face în parcare, se pot face în hipermarketuri, se pot face oriunde există mari expuneri la zona de risc epidemiologic, iar în plus, incontestabil, avantajul costurilor extrem de mici prin comparație cu acele PCR. Unii ieșeni nici nu au știut de existența acestor teste, însă le acordă încredere. Cred că da. N-am auzit până acum despre așa ceva, dar aș încerca. Ați cumpărat un astfel de test din farmacie sau ați prefera să mergeți la spital să-l faceți direct? E greabă la spital decât să-l cumpăr. Pentru că nu sunt bani. De asemenea, medicii atenționează că aceste teste să fie achiziționate doar din farmacii și nu de pe rețelele de socializare. În plus, dacă aceste teste sunt făcute acasă, nu pot fi validate în străinătate ca o confirmare a lipsei virusului din organism.